Bună ziua și bun găsit la canalul meu de YouTube, Oracle Scope by Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. De astăzi vom începe seria extragerilor și a citirilor pentru luna octombrie, citiri care vor cuprinde toate aspectele vieții. Și pentru acest lucru ne vine în ajutor două seturi de cărți de oracol, The Romance Angels Oracle Cards și Archangel Oracle Cards, deci setul de cărți a arhanghelilor. Din primul set vom extrage trei cărți, după cum știți, ca și luna trecută, cărți care vor reprezenta trecutul, prezentul și viitorul apropiat, iar din al doilea set de cărți a arhanghelilor vom extrage o carte și vom vedea cu care arhanghel putem să lucrăm pentru luna octombrie. Deci, vom începe cu zodiile de apă, pești, rac și scorpion, care luna septembrie s-au clasat pe primul loc din punct de vedere al vizualizărilor. Deci, vom începe cu voi, pești, rac și scorpion, zodiile de apă. Prima carte este prezentul, cea din stânga reprezintă trecutul și cea din dreapta reprezintă viitorul apropiat. Iar din setul de cărți de oracol a arhanghelilor, cartea pentru voi, pești, rac și scorpion, este Arhanghelul Samuel cu cartea Carieră în tranziție. Vom vedea în continuare ce reprezintă aceste cărți. Le vom lua pe rând și cum vom putea lucra cu Arhanghelul Samuel și ce mesaje are pentru noi. Mai puțin să fixăm bine, să se vadă. Deci, după cum spuneam, cartea din stânga reprezintă trecutul nu foarte îndepărtat și avem cartea Logodnă. Deci, mesajul cărții este că viața ta amoroasă urcă la un nivel mai înalt de angajament. Ce înseamnă acest lucru? Felicitări, această carte semnalează începutul unei noi faze din viața ta, începând cu un angajament romantic, ceea ce poate însemna logodna. Chiar dacă nu ești într-o relație în prezent, îngerii iubirii pot vedea un angajament de acest fel la orizontul tău, reasigurându-te că este momentul să te liberezi de orice grijă în privința unei viitoare căsătorii. Dragostea adevărată în care te simți prețuită stă în cărți pentru tine. Însemnătatea acestei cărți se referă la angajament. Primul pas, te angajezi să ai grijă de tine, apoi trebuie să stabilești limite privind ceea ce îți dorești și ceea ce nu poți accepta în relația ta și în alte zone ale vieții tale, cum ar fi cariera, casa, stilul de viață și așa mai departe. Următorul pas trebuie să-ți onorezi propriul angajament prin a le împărtăși celor din jurul tău despre cum te simți cu adevărat în legătură cu purtarea lor. După cum îți vei respecta propriile angajamente, Universul îți va trimite experiențe adiționale pentru angajamente în viața amoroasă, incluzând promisiunea căsătoriei. Deci asta a fost cartea reprezentând trecutul nu foarte îndepărtat,
că este posibilă sau a fost posibilă o logodnă. Cartea care este în mijloc reprezintă prezentul, care se numește Iubește-te pe tine întâi și cu mesajul iubirea de sine te face mult mai atractivă din punct de vedere romantic. Ce reprezintă acest lucru? Dacă îți dorești mai mult romantism în viața ta, privește-te întâi pe tine, încearcă să nu fii critică în ceea ce te privește. Și cu cât te iubești mai mult, cu atât ai mai mari șanse de a fi iubită, plăcută și adorabilă de cei din jurul tău. Ai încredere în tine, în capacitățile tale, ai grijă de tine și de corpul tău. Nu te îngrijora, poți să fii adorabilă și plăcută în timp ce îți stabilești limitele. Probabil că ar fi bine să petrești ceva timp singură, deci nu într-o relație. În această perioadă poți și ai posibilitatea de a pătrunde, de a observa și interpreta ta propriile stări, dispozițiile mentale și emoționale, ca să poți înțelege tiparele după care poți să-ți aranjezi viața amoroasă. Pentru a-ți vindeca inima, trebuie să-ți găsești binecuvântarea și lecțiile învățate pe care le-ai obținut în urma fiecarei experiențe din trecut. De exemplu, ai devenit mai puternică, mai independentă, mai răbdătoare în urma ultimei relații? Dacă e așa, ia cu tine partea bună a lucrurilor, lasă în urmă tot ce a fost rău și negativ și privește în viitor cu încredere și speranță. Această carte îți arată importanța de a te iubi întâi pe tine, în special dacă te pregătești pentru o nouă relație sau dacă dorești să te vindeci de ceea ce din acea relație din care tocmai ai ieșit. Cu cât obții respect de sine mai repede, cu atât atragi mai repede persoane agreabile și plăcute în viața ta. Aceasta va conduce la relații de prietenie sănătoase și chiar romantice, bazate pe respect reciproc. Aceasta a fost cartea pentru prezent, iar cartea pentru viitorul nu foarte îndepărtat este finanțe și carieră. Cu mesajul, problemele financiare sunt și reprezintă un factor important în viața ta amoroasă actuală. Ce reprezintă acest lucru? Îngerii romantici doresc să descălcească aceste probleme din plan financiar sau al carierei, astfel încât să te poți bucura de fiecare aspect al vieții, inclusiv pe plan romantic. În timp ce munca poate fi o sursă și de satisfacție, pe lângă cea de venit, bineînțeles, ea trebuie să fie echilibrată și cu alte aspecte ale iubirii, cum ar fi jocul și râsul. Ai primit această carte pentru că ai putea beneficia de ajutor din partea îngerilor. Cheamă-i pe îngeri și roagă-i să-ți ridice nivelul energiei pozitive, să te ajute pe plan financiar și al carierei și în orice altceva ce ți-ar putea aduce pace în suflet și în relația de cuplu. Acum, dacă vedem aceste trei cărți, putem să facem legătura și vom vedea cum de la ultima carte care reprezintă viitorul apropiat ne vine în ajutor pur și simplu în acest sens Arhanghelul Samuel, care are mesajul următor. Scopul vieții tale declanșează o schimbare de carieră binecuvântată. Deci dacă în această carte am avut probleme financiare, care sunt un factor în viața amoroasă,
Arhanghelul Samuel ne vine în ajutor cu această carte de tranziția carierei și a finanțelor și pentru luna octombrie putem să lucrăm și să-i cerem ajutorul Arhanghelului Samuel și un mesaj adițional de la Arhanghelul Samuel spune așa: te-ai rugat pentru ajutor cu privire la cariera ta. Câteodată, schimbarea poate fi stresantă sau doar percepută stresantă. Oricare ar fi situația, eu sunt aici să te ajut, spune Samuel, să faci ca să elimini vechiul, deci te ajut să elimini vechiul făcând loc pentru nou. Să fii atentă la ideile repetitive, la visuri, la viziunile pe care le ai, acestea fiind inspirații divine care te vor ajuta în drumul tău spre succes. S-ar putea să nu vezi încă întregul parcurs și nici unde te va duce, dar orice pas este important spre succes, mai spune Samuel. Și în continuare vom vedea cum putem să lucrăm cu Arhanghelul Samuel. Deci, numele de Samuel înseamnă cel care îl vede pe Dumnezeu, abilitatea sa de a vedea clar ne ajută să vedem lucruri, situații și oameni. El este renumit pentru că ajută oamenii să găsească cariera cea mai potrivită scopului și pasiunilor lor. Apelează cu credință la ajutorul lui Samuel, cheamă-l și roagă-l să te ajute în problema pe care o întâmpini, fie financiară, fie din punct de vedere a carierei. Ori de câte ori simți nevoia, poți să faci acest lucru. Aura lui Samuel este de verde pal și ca să poți să-i simți energia caldă și iubitoare a lui Samuel, poți să porți sau să ții în mână un cristal verde de florit. Și în cutiuța noastră de cristale vom găsi și noi un florit. Acesta este. Ca să vedeți cum arată. Dar după cum știți, eu vă recomand întotdeauna, dacă nu aveți acces la cristale, puteți efectiv să lucrați cu culoarea sau cu fotografia arhanghelului respectiv și este suficient ca să simțiți o ameliorare sau chiar o îmbunătățire a situației. Condiția necesară și primordială este să-l chemați pe arhanghelul respectiv în ajutor și să credeți cu tărie că vă va ajuta. Deci, pentru luna octombrie, pentru voi zodiile de apă, pești, rac și scorpion, avem în trecutul nu foarte îndepărtat, se prevedea o logodnă sau un angajament la un alt nivel. Pentru prezent este recomandat ca să te iubești pe tine întâi, în primul rând pe tine. În viitorul nu foarte îndepărtat apar în joc problemele financiare și de carieră. Dar ca ajutor, ați văzut că ne vine în ajutor și ne sare în ajutor arhanghelul carierei care sau tranziției sau a finanțelor care ne ajută, care este arhanghelul Samuel. Și arhanghelul Samuel, având culoarea și aura verde deschis, pal, deci puteți lucra cu cristalul verde de florit. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă rog să dați un like dacă v-a plăcut și să vă abonați. Până data viitoare, vă doresc multă iubire, multă înțelegere și multă înțelepciune. Numai bine!